Ok, bună seara! Ne bucurăm că ați venit în număr așa mare. Eu sunt Petru Ionescu, sunt una din coordonatoarele de proiect de aici, de la Reactor. Nu știu dacă ați mai fost la Reactor, oricum, dincolo de dezbateri, noi facem în principiu spectacole de teatru. În seara asta o să o avem pe Marina, care va modera toată dezbaterea, și o să o las pe ea să vă zică mai multe detalii despre ce o să se discute astăzi. Și, nu știu, enjoy! Mulțumesc, Petru! Bună seara și eu sunt Marina Mironica, sunt sociolog, am terminat facultatea de sociologie. Mă interesează în mod deosebit câmpul ăsta artistic, atât din perspectivă de cercetătoare, de sociolog, cât și din poziția de amatoare de teatru, dar și artă vizuală, artă performativă de orice alt fel, atâta timp cât există loc de o perspectivă critică și politică eventual. Sunt și eu parte din această rețea critică, care organizează și dezbaterea de astăzi. În cadrul proiectului rețelei critice se scriu o serie de texte despre spectacole de teatru, despre expoziții, despre tot felul de alte evenimente artistice și culturale. Textele le puteți citi pe rețeaua critică.artapolitica.ro. Proiectul ăsta, rețeaua critică, este un proiect mai vast, la nivel național, care își propune să documenteze și să analizeze proiecte de artă contemporană locală, dar și să adauge pe agenda publică subiecte cu relevanță etică și politică în artele contemporane. Partenerii acestui proiect sunt Harta de la Timișoara, Macaz, Bar Teatru Com de la București, Reactor și de creație și experiment de aici din Cluj și Transit.ro din Iași. Dezbaterea de astăzi este, după cum spunea și titlul, despre nevoia de texte critice în legătură și cu privire la producția și creațiile artistice. Astăzi, cred că în mod deosebit o să ne uităm la film, teatru și artele vizuale, plastice, cum le numește fiecare, nu știu, critic și teoretician. Cumva, cred că nevoia acestei dezbateri, anume la Cluj, a venit din faptul că orașul ăsta are o prolificitate a producției culturale, dar are în același timp și o scădere drastică deja de mai mulți ani a textelor critice și a oricărui demers de tipul ăsta care să pună în context, să discute, să aducă niște perspective mai critice la adresa tuturor lucrurilor care se întâmplă artistice, culturale în oraș. Și prin dezbaterea asta ne propunem să aflăm mai multe despre lipsa de texte critice din Cluj, despre cauzele acestei lipse, despre metodele care există sau pe care ne putem imagina împreună cu invitatele și invitatul nostru pentru a îmbunătăți situația asta. O să prezint și persoanele invitate să vorbească din perspectiva lor de experți. La stânga este Miruna Aruncan, critic de teatru și profesor la Facultatea de Teatru și Film la Universitatea Babeș-Bolyai. Alături este Mara Rațiu, prorector și conferențiar universitar, doctor la Universitatea de Artă și Design de aici din Cluj. Și lângă Mara Rațiu este Radu Toderici, critic de film și cercetător la Facultatea de Teatru și Film la aceeași Universitate Babeș-Bolyai. O să avem o parte în care o să discutăm cu invitatele și invitatul, iar la final o să vă invităm și pe voi să vă spuneți ofurile sau să întrebați lucruri dacă vă interesează și să avem o discuție cât mai plăcută. O să ofer microfonul, atenție, foarte important, fiecare invitate și invitat, și o să vă rog atât să vă prezentați un pic mai detaliat decât am fost eu în stare, activitatea profesională, dar și să veniți cu
to do. Nu știu, cu un fel de introducere în ce, în cum se manifestă acest act critic și această dimensiune critică în domeniul în care activează fiecare dintre dumneavoastră. Dacă tot ne găsim într-un teatru, începem cu teatru. O să încerc să fără să fiu didactică, să fiu cât mai ordonată în ce vreau să vă spun. Cluj are o foarte mare tradiție în ceea ce privește critica, o tradiție care vine hăt măcar dacă ar trebui să referim așa la ceva imediat măcar din interbelic, da, ea datează chiar de secol 19 și în materie de teatru, sigur în materie de film n-are cum să dateze din secolul 19, dar datează oricum foarte devreme față de tot restul țării, mult mai devreme, adică înainte de primul război mondial și evident în materie de arte plastice, deoarece Clujul în materie de arte plastice a fost un permanent, astăzi am zice hub, nu un cuib energetic permanent în producția de arte plastice. Noi am moștenit într-un fel sau altul cel puțin câteva publicații care vin încă din perioada așa zis comunistă. Nu am moștenit revista Tribuna, care în formula nouă datează din 1946. Sigur avea un alt titlu, urmă s-a revenit în mod tradițional la Tribuna, Steaua la fel. În zona maghiară au existat întotdeauna publicații culturale, săptămânale sau lunare. Numai că ceea ce s-a petrecut în acești 30 de ani, după marea criză economică, de fapt, a presei. Nu presa, probabil că unii sunteți așa de tineri că nu știți asta. Nu, presa a avut o uriașă explozie, înflorire la începutul anilor 90, la fel și teatru, și care a ținut așa cam până în jur de 2000. Din momentul în care, într-un fel sau altul, întreaga aparatură a economiei de piață s-a pus pe roți, a început declinul acestei pulsiuni. Pe de o parte, pe de altă parte, pe de altă parte, sigur că orizontul de ofertă mediatică din România a crescut exponențial și atunci, exact așa cum era de așteptat, cititul revistelor și ziarelor a crescut și el exponențial. Ca să fac o glumă, ca să mai destind atmosfera și tonul ăsta didacticist. Asta îmi aduce aminte de o poantă pe care o făcea regizorul Mihai Mănuț, actual director al Teatrului Național, în 91, când i-am luat un mare interviu cu care de-al minter se și deschide cartea 5 divane ad hoc, cred că una dintre cele mai de succes cărți pe care le-am avut în viața asta, a fost o carte de interviu. Și acolo el vorbea despre piața universității, vă dați seama, 91 era fierbere formidabil. Și povestea această situație cu el și cu Marcel Iureș manifestând în piața universității, la 7-8 seara plină de sute de mii de oameni, balconul deschis, cineva vorbea la balcon și Marcel mai înăltuț așa se uită peste piață și zice lui Mihai ce mulți suntem.
Și Mihai răspunde, da, da, ăștia suntem toți. Cam așa și cu aceste salturi și căderea ale publicurilor de presă, care au scăzut exponențial. Acum, în sfârșit, barometrul cultural, după ce am mințit ani de zile, recunoaște că ne ciocnim cu o mare scădere în ultimul an, zic ei. Cred că această revelație le vine din faptul că, în sfârșit, și-au găsit o metodologie cât de cât mai cinstită. Scăderea se petrece de ani și ani și ani de zile și nu facem nimic împotriva ei. Și ea merge mână în mână cu scăderea cititorului de critică. Între timp a mai intervenit, cum bine știe toată lumea, și internetul. Și după ce a dat internetul ca buzduganul peste noi, au intervenit în platformele sociale care au rezolvat totul. Au rezolvat totul, adică au făcut ca această scădere a interesului față de presa profesionist critică să fie, cum să zic, să ajungă în abis. Pentru că nu, pe bună dreptate, platformele sociale sunt democratizarea însăși a opiniei și atunci și opinia critică ajunge undeva într-o nișă, foarte nișă, foarte nișă. Acum, nu, în 2015 am scris o carte despre critică, tocmai din cauză că probabil profesiunea mea de bază este să-mi fie frică. Și cred că oamenii în general și-au pierdut în timp acest instinct natural de conservare, nu știu să se teamă suficient de rațional. To be afraid. La teama rațională mă refer, nu mă refer la teama aia animalică, așa, time, am scris o carte despre critică și acolo chiar am încercat să folosesc instrumentele sociologice câte sunt de pe piața românească și mă îngrozeam când vedeam că barometrele culturale spuneau între 16 și 20% din populația investigată să duce măcar o dată pe an la teatru. Ce face? De unde ați scos cifrele astea? Orice om care merge regulat la teatru își dă seama că sunt niște cam cu aceiași oameni tot timpul, indiferent dacă merge la o singură instituție teatrală sau, cum e cazul puținilor critici care am mai rămas, merge la toate instituțiile. Vezi aceleași fețe tot timpul, chiar dacă nu le cunoști persoană. Cum pot aceste fețe să ajungă la asemenea procente? Da. Să ne întoarcem la presă. Ei, problema este că avem această presă, dar această presă nu mai este frecventată. Nu sunt atât de răutăcioasă încât să vă propun să ne jucăm de a ridica mâna cine a citit ultima oară tribuna. Dar ea există, ea este accesibilă. Se scrie despre teatru, se scrie despre film, mă rog, despre teatru în ultima vreme mai puțin. Se scrie despre film, se scrie despre arte plastice, se scrie despre muzică. Ca să mai vorbesc despre cărți, că toate revistele noastre culturale își păstrează tradiția de a fi literarocentriste și atunci a trei sferturi din materialul publicat în revista respectivă e de literatură sau despre visual arts, fine arts, books. Sigur, aici ai o discuție complicată în legătură cu cât de atractiv mai este cât de atractivă mai este o publicație pentru în raport cu publicurile noi. Și asta e o discuție extrem de dificilă pentru că eu nu mai fac de mult iluzii, înainte să mă ocup de istoria criticii din România, m-am ocupat de generația digitală pentru 4 ani de zile, într-o cercetare făcută împreună cu studenții. Și atunci știu cu precizie că
în pofida faptului că timpii de expunere la text sunt foarte mari, ei sunt aleatorii și sunt bazați pe un algoritm foarte personal al punctelor de interes strict personal al omului și mai puțin pe interesele de cunoaștere. Las că și interesele de cunoaștere au scăzut. Și știu că un text care e mai lung de 2000 de cuvinte este ceva care reprezintă pentru noile generații muncă fizică. Serios. Nu spun asta cu răutate, nu spun asta, e o constatare, nu e o, e o constatare pe care am făcut-o eu, pe care au făcut-o oameni care studiază mutațiile generaționale și neurologice care s-au petrecut în ultimii 20 de ani. Există, cum să zic eu, mari școli de gândire din punctul ăsta de vedere. Și atunci, sigur că un text critic, care este în același timp descriptiv, argumentativ și axiologic, cum teoretic ar trebui să fie un text critic, nu să intersecteze toate aceste dimensiuni, este ceva mai degrabă obositor. Și trebuie să fii probabil foarte interesat de câmpul respectiv ca să cum să zic eu, ca să expui cursiv coerent unor asemenea tipuri de texte. Așa că, cum să zic eu, lucrurile sunt într-un fel sau altul au un soi de dus întors. Ca să nu mă întind foarte mult, că poate cine știe pe urmă să mai puneți și întrebări, aș mai zice însă că aș vorbi despre funcții aici. Pentru că e foarte important să fim luciți și să vorbim despre funcții. Unul din amicii de bază în momentul de față ai criticii de artă este arta însă. Arta însă s-a dezvoltat în diverse paliere pe 360 de grade, care încearcă unele, în unele din dimensiunile lor să, cum să zic eu, să-și aproprieze câmpul critic, ceea ce e normal, arta a fost critică întotdeauna, dar să și-l aproprieze inclusiv ca dimensiune autoreferențială. Și atunci artistul se pișcă la orice fel de, cum să zic eu, sigur, artistul e o ființă foarte artistul și artiștica grup, nu în teatru să lucrează în echipe mari, mai mult sau mai puțin mari. Sunt și de ființă foarte sensibile. Asta îi și face legitim faptul că sunt niște ființe foarte sensibile care își oferă energia și spațiul de reflecție ca să reacționeze la realitate. Dar tocmai extinderea asta a comunicării instantanee pe platforme a făcut ca reacția artiștilor la critici să fie una coagulant anticritică. E suficient ca să apară un articol care zice totuși nu există un răspuns logic sau eu n-am descoperit un răspuns logic pentru că ai făcut asta în spectacolul ăsta, dar nu e vorba numai de spectacole. Că-ți bang începe un război de duminică în bucătărie pe Facebook în legătură cu realizatorii care sunt da, cum îți permis tu, da, ce știi tu, da, s-au mai voalat. Sigur, unele din războaie sunt justificate, altele sunt mai puțin justificate, dar în general cred că asta vine direct proporțional cu faptul că
În foarte multe dintre cazuri, artiștii români și lucrează foarte mult contra cronometru ca să poată să supraviețuiască în câte 7-15 proiecte simultan și atunci timpii lor de reflecție la ceea ce fac sunt din ce în ce mai puțin. Și spațiul ăsta de manifestare de tip Facebook, Twitter, funcționează mai degrabă ca zonă de promovare decât ca zonă de the idea would be to just turn off Facebook and think, is this really so? Are they right? Are the critics right? However, that does not mean that we lack It just means that it has become asta nu înseamnă că critica de teatru lipsește în România, înseamnă că critica de teatru a devenit aproape în totalitate un extra job. Among my friends, whether younger, un extra job, o muncă voluntară. Dintre toți prietenii pe care îi am, de generații diferite, inclusiv de tânără generație, că slavă Domnului, bucuria vieții mele este să ai prieteni de tânără generație, nu cunosc mai mult de doi care chiar să trăiască de pe urma acestei activități și ăia doi trăiesc de pe urma acestei activități ca activitate finanțată, nu, ăia trei, nu, unul chiar trăiește ca activitate finanțată, mă rog, de statul român, ăia doi ca activitate finanțată prin proiecte pe care ei înșiși le-au creat. În rest, toată lumea face muncă voluntară. Din acest punct de vedere, mărturisesc că eu sunt un înainte mergător, am făcut întotdeauna viața mea chestia asta ca muncă voluntară. Și nu ca muncă plătită, nu întotdeauna, dar în orice caz după 90. Dar asta nu e normal. Asta nu e normal. Asta e un lucru completamente anormal. Și care ține de sistem, pentru că sistemul însuși a împins discursul critic. Și aici ați deschide o portiță inevitabil politică, vreme, l-am împins tot timpul la margine, la margine, la margine. Am împins și arta la margine, dar discursul critic în primul. În primul. Pentru că de ce să critici? Nu, meseria arta trebuie să antreprenorială, să știi să vinzi ceva. Pierderea majoră este a artiștilor înșiși. They have read about the play before. Is very, și very publicului, small. But it depends from culture to culture. The number of people going after having read about the play is higher. Totuși încredere statistică atunci când sunt făcute. În sensul că numărul oamenilor care se duce la teatru din pricina că dusul lor la teatru este dinainte informat, este minuscul. Dar depinde și de la cultură la cultură. E mult mai mare, de exemplu, Marea Britanie. Asta și explică faptul că încă unele dintre marile publicații își mai permit să aibă rubricile permanente, redactorii permanenți. Tocmai s-a pensionat domnul Billington de la The Guardian, mare sărbătoare, a trebuit deschid o șampanie. Și-au angajat. Asta e discuție. So, he has just retired. Erau jeluiți mari. Facebook și unii cu lacrimi și alții cu mare rânjet pe figură. Fiindcă domnul Billington e cineva care ne-a vizitat țara de mult ori și a făcut multe prostii în această țară, dar și lucrurile. Și Thomas a pensionat 76 și aulă, cine vine, cine vine. N-a durat decât 48 de ore până când au venit. O doamnă care este de extracție, cum se zice, a doua generație de proveniență pakistaneză și care a venit din ONG-uri producătoare de teatru și s-a specializat în critică pe cont propriu. Nu foarte celebră, dar foarte bună, foarte de încredere și m-am uitat și am zis, bravo, băieți! În Germania
interesul pentru grica de teatru este de foarte nivel foarte înalt. Studenții vor să studieze chestia asta. Există, cum să zic eu, de la publicații minuscule până la mari platforme cum, cum este asta, Nachtdrama, mari platforme care încearcă într-un fel sau altul să medieze între presa pe hârtie și presa online și între reacția eseistică și reacția imediată, acronicii de întâmpinare, aia clasică de să scrie peste noapte, în seara asta am văzut spectacol și a doua zi avem feedback-ul la spectacol. La noi însă, cum să zic eu, și puțina tradiție pe care o aveam, am reușit să o facem chisteluță, mașina de tocat. Nu mă întrebați care sunt soluțiile, că nu știu. Talk about how critique works. And how you microfonul. Ziceam că e un pic de vreme pentru soluții, pentru că asta e abia prima parte în care presupune că intrăm în subiect și am să vă rog pe următorii doi vorbitori să, dacă puteți, în lumina introducerii făcute de doamna Roncan mai vaste, să cumva să ne faceți o retrospectivă așa mai succintă a felului în care funcționează critica și în ce fel există ea și care este aprecierea pe care o dați criticii din domeniul artelor vizuale și a filmului. Bună seara tuturor! Încep prin a mulțumi. Mulțumim Reactor pentru invitație. Sunt absolut încântată să fiu aici și urmăresc organizația Reactor de multă vreme și urmă că bucurie să fiu și invitat la astfel de dezbatere, la astfel de evenimente. Al doilea lucru, de ce cred că e exemplară această dezbatere? Ieșim din silozurile noastre artistice. Am fost absolut încântată în momentul în care Petru mi-a scris, când am aflat că doamna Mirina Roncan va fi prezentă la dezbatere, că va fi radică de aici prezent la dezbatere. De ce spun asta? Atât de mult suntem consumați de propriul nostru mediu artistic, încât atât de rar mai avem timp să vedem ce se întâmplă în celălalt siloz. Eu vorbesc de acest efect de siloz, fiecare cu silozul lui artistic, fiecare cu hambarul lui artistic. E bine că începem să trecem peste asta și sper că astfel de dezbatere va ajuta tocmai ca a noastre comunități, fie din zona de teatru, fie zona de film, fie zona de arte vizuale, fie zona de literatură, de ce nu, să se întâlnească, să reușească, să gândească proiecte dincolo, cum spuneam, de mediile noastre foarte specifice. Al treilea lucru, n-am vrut să fac vreodată critică de artă. Am fugit ca dracu de tămâie de titlul ăsta de practică profesională. Eu sunt ca formație filozof, evident, zona de filozofie, arte, zona de estetică, acolo zona mea de expertiză, dar odată intrând în lumea profesională a artei, bineînțeles că am fost invitată în foarte multe contexte să vorbesc la vernisaje. Tipul acesta de activitate, nu presupunând ceea ce noi spunem critică de artă, am refuzat cât am putut, doar în cazuri absolut excepționale am făcut acest lucru. De ce? E o meserie incredibil de greu. Și din start atunci ne arăt respectul față de cei care practică tipul acesta de activitate. E o meserie grea în România. Și acum o să ajung foarte pe scurt să explic ecosistemul criticii de artă pe zona de arte vizuale, ca să avem inputul de pornire. Ce înseamnă un ecosistem? Înseamnă, nu, elementele organizate
instituțiile, actorii care trebuie să funcționeze în anumit cadru, această critică de artă trebuie să existe. În primul rând trebuie să existe artă, adică artiști. Da, asta există la Cluj, mă refer acum strict la cadrul clujan, există la Cluj din 1926, când a fost înființată școala de artă de la Cluj, bineînțeles că s-a constituit o comunitate artistică foarte puternică. În anii de după cel de-al doilea război mondial, vorbim deja de regimul comunist, avem într-adevăr elemente naționale, respectiv celebra revistă Arta, care dădea tonul întreale criticii, iar pe plan local avem revistele din zona literară, literaro-centriste, cum le numea doamna Runcan, dar care se ocupau și de zona artistică, celebrele Tribuna, Steaua, și în aceste reviste, da, se desfășura critica de artă și, da, critica de artă se desfășura la vernisaje. Deci, ăsta este cadrul, dar, să știți, nu avem de-a face în zona de arte vizuale cu critici de artă profesioniști în sensul tehnic. Dacă la București, la Universitatea Națională de Artă, există din anii finalul anilor 60, începutul anilor 70, un program de studii în istoria și teoria, adică un program care să se orienteze spușită, nu totuși foarte numeroși, pentru că avem de-a face cu alte tipuri de instrumente atunci când vrem să facem, să scriem sau să practicăm critică de artă. Dar prefer să mă opresc aici pentru că vreau să auzi și pe radio, pentru că apropo ce spuneam la început, faptul că sunt toate artele aici prezente, pentru mine asociația învățare. De la început îi mulțumesc doamnei Runcan și vreau să învăț acum și de la Radu, așa că Radu îți pasez microfonul. Bună seara tuturor! Film critic when I was still a student. I can't even remember how I began. I graduated from the Faculty of Letters. Usually these people are recruited because supposedly they know how to write a few sentences correctly, even if they do not have the technical background to write about it. I think someone from the Faculty of Journalism recruited me. I will not say the person's name. And I will not say it because this person used to copy the bad the pass for the international film Transylvania International Film Festival. Basically, this was the person who asked me to write something. Păi, nu știu, două, trei chestii despre mine. Am început să scriu critică de film de când eram în facultate. Nici nu mai țin minte cum, de unde și cum am cules, pentru că eu am făcut litere. De obicei, mai culeg oamenii de la litere, pentru că se presupune că știu să se pună două, trei fraze unul după altul, chiar dacă n-au vocabularul tehnic pentru film. Patron, cineva de la jurnalism, acum nu o să dau nume, pentru că după aia ne-am multiplicat invitațiile la TIF, badge-urile la TIF și atunci nu vreau să bag în probleme și chestii genul ăsta, dar așa funcționa, era un singur badge, am scris vreo 5 oameni, ascunzându-ne pozele și așa mai departe. Asta e momentul în care cineva te pune să scrii, te aruncă cu capul înainte și te afli prima dată pus în fața AJ Boy. Capabil să faci asta sau nu? Câțiva ani mai târziu, când eram la doctorat, am fost promovat așa pentru un site care a funcționat câțiva ani pe aici, care se cheamă Artag Magazine, care e o chestie foarte interesantă. Aici e printre cele mai ciudate chestii care se întâmplă în timpul ăsta al criticii. Aici e un om din ăsta care undeva între mecena și om foarte influent și care vrea să-și pună pe picioare chestii. Cumva, nu știu, am așa un fel de mixed feeling și nostalgie pentru perioada aia și un fel de ne-am contrat înspre final pe tot felul de motive din astea de film și într-un loc colaborare. Acum, toată chestia asta, cred că aș vrea să duc spre posibilitățile pe care le-ai critic, pe de-o parte, și pe de alta, ce poți face ca să critici? Acum, să vă zic o mică poveste. La un moment dat eram la Astra, scriam acolo despre festival, m-am întâlnit cu o producătoare care era și la debut, m-am întrebat, la Astra toată lumea se știe, toată lumea, pentru că n-ai ce faci, e un hall în care ești blocat acolo cu absolut toți oamenii și ești cumva trebuie să faci o listă cu toți. Și m-a întrebat, faimoasa întrebare a secolului 21, ce faci? Adică cu ce te ocupi? Și am zis că ești de film
Și doamna a zis, a, deci nimic. Și în zilele următoare, nu vreau să vă zic câte variante de replici am avut în capul meu, faimosul lespit de lescalier în care distrugi pe omul ăla. Evident nu s-a întâmplat, am înghițit și mi-am văzut de treabă și am luat așa ca atare. Dar vreau cumva să pornesc de aici, pentru că până la urmă doamna avea dreptate. Adică, critica de film, critica de arte e un lux. Când deja e ca și cum ți-ai rezolvat partea cu banii, după aia ți-ai mai pus niște chestii din casă, și acum parcă ar fi și de cultură de pus pe rafturi și ai nevoie de experți pentru lucrul ăsta. Și aici intervenim noi și atunci când există treaba asta e foarte ok, când nu, și aici probabil o să fie discuția din seara asta. Foarte pe scurt, microfonul, mulțumesc. Foarte pe scurt, ca și critic de film, în mod normal, ar trebui, ideal ar fi să fii critic de direct. Într-o cinematografie în care sunt vreo 10-15 filme tandea ca în Europa, jumate din ele sunt de nevăzut, și atunci, așa, restul pe direcție. Oarecum și așa, da. Chestia e că Nu ai destule filme ca să poți să-ți faci meseria de la lună la lună. Și atunci, de aici ai toate filmele astea care sunt faimoase de Joker, acum toată lumea scrie despre Joker. Chestiunea e că în ambele zone chiar nu contezi foarte mult. În sensul în care cronica ta despre un film despre Cristi Puiu, mă îndoiesc eu că o să ia Cristi Puiu la răspăi, da, domnule, uite, vezi aici, sunt niște chestii de reparat. Pe de altă parte, la fel de deprimant, nu e o chestie că suntem așa o cultură mică și periferică sau ceva de genul ăsta. Un critic de la The Guardian, Mark Kermode, are un text din ăsta foarte fain în care povestește că absolut toate filmele, cele mai nasoale filme care au ieșit vreodată, de la Cleopatra, la, nu știu, gândiți-vă la un film care e absolut oribil. Până la urmă, ca și critic de film, dacă îl faci praf și toți colegii tăi îl fac praf, o să-și recapete până la urmă indien, peste ani și ani, își scoate banii și nu știu exact cât contează până la urmă vocea ta în toată povestea asta. Adică poți face un esel foarte frumos. Well, maybe in time, even being a critic, bun, aștept. You can earn enough money, bun, aici, as much cred că ultima idee, deci, ca o, asta era o idee generală cam cât de neputincios și în același timp cât de chestii se gândește că poate să facă critică până la urmă în critica de film. Nu știu, ultima idee și poate doamna pe microfon. For instance. Mă gândeam în termeni ăștia, adică cumva la provocarea lui Petro, să rămână. Până la urmă, ce înseamnă toată povestea asta, toată diviziunea asta care există în critica de film? It's your knowledge publicul, de asta that does that. Adică, până la urmă, filmul de la teatru și de la arte cât poate. How valuable a critique is. Ei, există toată povestea asta cu filmul de artă, cu filmul românesc, din noul cinema românesc și cu filmul comercial. Și la ce mă gândeam în anumite zile e povestea asta, că oamenii care suntem în sala asta, de la un punct încolo, de aici în Cluj, nevoie să supraviețuim, cine nu e aici, e din naked, ajungem cumva... I find it really nice. Asta scriile, asta toate chestiile, cumva ajungi cumva să lași un fel de omogenitate de venit. Să zicem, câte undeva la mai mic, de-abia poți să supraviețuiești până la oamenii care supraviețuiesc cu ei. Și cum văd eu lucrurile astea? Adică, până la urmă, încep să câștigi la fel de mult cu tipul ăla care e la training, care, nu știu, își dă părul cu gel, habar n-am. Găsiți voi stereotipul ăla. Și în momentul în care ești valorificat cam la aceeași scară, ce te diferențiază? Păi te diferențiază gustul. Despre se vede tipul ăla care la training, tu știi care sunt ultimele filme importante din Argentina. And we don't have a school or developed enough school for critique. At least that's what I gather from what she said. Radu Todoric says that maybe it doesn't even matter whether you write critique or not. Bun, de acord, poate sunt pic în urmă cât de mulți a recuperat din culo ăsta de stradă, ok. Points, dar nu mai ziceam că, până la urmă, chestiile astea țin de un fel de a te diferenția de ceilalți prin cât de mult cunoști, prin cât de abstract, prin cât de
Și aici cred că de aici poate să înceapă unul dintre discuțiile astea, cât de valoroasă e până la urmă critica asta. Adică facem ceva să arătăm, să arăți că sunt acolo niște subiecte care țin de cum ne raportăm la ceilalți, la câte empatie avem față de care sunt reprezentările, față de oamenii pe care nu-i întâlnim, pe care nu-i vedem în fiecare zi pe stradă, sau pur și simplu o critică pe care o facem pentru a ne separa, pentru a fi elitele alea care, nu știu, să avem mai multe drepturi sau mai multe cuvintele noastre ar trebui să aibă cumva să aibă mai multe greutate. Where do we read critique? Where can we read it? Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această primă tură de introducere. Mi se pare foarte, foarte mișto că fiecare a cumva a venit cu pe lângă faptul că veniți din domenii diferite, ați venit și cu o perspectivă distinctă în ce privește actul ăsta critic. Dacă doamna Runcan spunea despre faptul că poate nu se citește și atunci de aia nu, adică conflictul ăsta dintre cititori și producătorii de texte critice ar fi un punct de la care să pornim discuția. Doamna Raciu spunea că e greu, e un efort, nu există nicio școală foarte bine dezvoltată în direcția asta. Sau cel puțin asta mi-a sclipit mie. Radu Toderici zice că poate nu contează chiar dacă faci sau nu faci, dacă ești citit sau nu ești citit. Cred că toate abordările astea sunt așa ca niște laturi de la care sigur că putem vorbi și putem analiza subiectul criticii de artă. Mie mi se pare că e foarte important să existe niște oameni care o fac în mod constant, că sunt mai degrabă, e un hobby să faci chestia asta. Deși nu e foarte potrivit în termeni de supraviețuire și de trai, e important să existe niște oameni a căror părere sau a căror argumente să fie, nu știu cum să zic, mai mult decât postări pe Facebook, așa în termenii ăștia foarte generaliști. Și legat de asta, mă gândesc dacă să vă întreb pe fiecare cum vedeți forma în care este livrat acest conținut critic, unde s-a mutat și dacă contează de unde citim, de exemplu, critic, atât cât este și atât cât citim. Dacă contează că e pe Facebook sau dacă vi se pare că contează dacă e pe hârtie imprimată de ziar. Da, asta ar fi. Cred că e mai bine dacă o luăm așa ușor cu întrebări mai mici ca să putem urmări și să nu pierdem. Cine vrea să zicea? Nu, că chiar vreau să zic că poate tot șargent ne certăm, ceea ce mult mai spectaculos. Honest critic is the one that manages to. Eu sincer nu cred în critica de Facebook. In front of the field and also provide guidelines and orientation. Old fox. Nu cred în critica de Facebook și nu cred că Facebook-ul este un mediu pentru așa ceva. Cred că Facebook poate fi un indicator de drum pentru exercițiu critic, pentru că scuzați-mă, mie îmi place să fiu mai ordonată. În primul rând, sincer, nu cred și militez de ani de zile pentru faptul că actul critic nu se rezumă la cronica de întâmpinare. Noi avem o înțelegere restrictivă când spunem critică de teatru, de film, de artă, de muzică și așa mai departe. Înțelegerea restrictivă pe care de-al minter unitarul la un moment dat a și nominalizat-o, a făcut-o vreo 12 ani de zile prin gura selecționerului. A zis activitate critică curentă. Activitatea critică curentă, doamna respectivă înțelegea prin asta cronica de ziar, Art magazine.
Deci, aici cred că trebuie să facem o diferențiere, pentru că actul critic e un lucru mult mai cuprinzător, care trebuie să conțină o dimensiune teoretică care să te ajute să gândești axiologic, să produci o argumentare asupra valorilor. Trebuie să conțină o cunoaștere de câmp contextuală, ceea ce înseamnă, cum să zic eu, istorie și tot felul de alte lucruri în afară de istorie, nu doar istorie. Și așa mai departe. Or, eu cred sincer în critica profesionistă și mă zbat pentru, nu pentru supraviețuirea criticii profesioniste, ci pentru relansarea criticii profesioniste. Nu cred că în acest moment noi mai avem a ne zbate pentru supraviețuire, care de cele mai multe ori e subzistență, cum ziceam, ci pentru relansare, pentru relansarea interesului față de critică, care trebuie să fie a câmpului, când poate nevoie de critică. Mult mai mult decât cititorul de cronică de întâmpinare, câmpul are nevoie de critică. Critica este cea care reușește să-i producă critica cinstită și cu adevărat profesionistă este cea care reușește să-i producă nu doar o imagine de oglindă, ci și o direcționare perspectivală. But there are people of all ages. Eu mă bucur, de exemplu, că sunt într-un grup de critici care au vorbit despre teatru independent înainte ca teatru independent să fi fost recunoscut. Recunoscut și cu publicuri constante. Suntem câțiva oameni în țara asta care am ridicat la plasă în mod constant gândirii de teatru independent. Gândirii de teatru politic sau măcar implicat social și așa mai departe. Cred că treaba criticului e mult mai largă decât stricta cronicuță de teatru. Asta pe de-o parte și pe urmă să-ți răspund punctual la întrebare. Deci, nu cred în critica de Facebook și cred sincer că nu doar platformele online care par mai durabile, dar de fapt sunt mult mai efemere. Nu mai cred că, apropo că zicea Radu Toderici de Art Act Magazine, praful s-a ales. Zice lumea că nu dispare nimic de pe internet. Aiurea. Trust me. Well, except praful s-a ales. Dacă era ceva pe hârtie, poate că una din bibliotecile din țara asta avea o colecție. But the critique was quite și mai am pus derii de exemple, începând cu manifestul nostru, în care nu a plecat serverul, s-a dus de la cu toate distracții. Și nu mai e nici măcar o arhivă civilizată păstrată undeva. Deci cred sincer că plus există un palier de cititori. Recunosc că eu m-am stricat complet la net în 20 de ani. Dar cu toate astea îmi cumpăr cărți pe hârtie și reviste pe hârtie și le citesc. Dar există un palier de oameni, inclusiv oameni tineri, care prețuiesc obiect. Deci cred că în mod logic o dialectică între obiectul revistă palpabil, e adevărat că în ziua de astăzi revistele de hârtie proastă sunt mai puțin interesante exhibition reviews in revistele glossy magazine. Sau mă rog, Romania, there are no other glossy finanțate de BRD. Englobe this kind of n-a fost o răutăciune, că să scriu și lucruri foarte mișto. Dar obiectul ca atare nu poți să ți-l permiți fără finanța de cineva. Dar sunt totuși oameni de toate vârstele care preferă și întâlnirea cu obiectul ca atare.
Deci aș merge pe ambele variante, pe ambele variante în simultan. E adevărat că există politici editoriale peste tot în lumea asta în care nu ai o parte care e exclusiv online și o parte care este și print. Dar asta presupune o politică editorială foarte flexibilă și foarte responsabilă. Dar de ce ar fi numai online și ai notat firma? Trebuie să răspuns la niște întrebări care țin probabil și de finanțator, nu numai de aia care fac excelentă intervenție, mulțumesc. Eu nu m-am dus mai de până la capăt, vorbeam de ecosistem, ecosistemul în care este posibil activitatea de critic de artă. Am pomenit doar aspectul educațional, care este totuși esențial de la acest element. Și am mai pomenit doar că în perioada comunistă avem o publicație far în România pentru zona de arte vizuală, revista Arta, și da, era revista în care se desfășura critică de artă, în sensul în care spuneți dumneavoastră. O revistă, într-adevăr, bine scrisă, bine făcând abstracție de elementele epocii cu discursul tovarășului, etc., dar altfel o revistă bine scrisă cu reproduceri de ce. Cu alte cuvinte, nu poți să ai critică de artă fără astfel de publicații. Bun, dar ce se întâmplă după 90? Încet după 90, mai precis cu începând cu 1992-93, revista Arta nu se mai publică, pentru că nu mai există finanțare pentru ea. La nivelul Uniunii Artiștilor Plastici, instituția care găzduia, iniția respectiva revistă. Nu mai avem astfel o publicație reper în care critica de artă să aibă loc. Ce vine să înlocuiască? Nimic. Apar reviste importante și la Cluj, să știți, avem cea mai importantă din punctul meu de vedere revistă de artă, e vorba de revista Ideea, inițial revista Balcon, dar nu vorbim aici de o revistă care să susțină critica de artă în sensul tehnic, aș spune. E o revistă critică, dar este în sensul teoriilor, nu? Critice pe care stau la baza unui anumit tip de producție artistică. Deci nu vom găsi în revista Ideea cronici de expoziții, de exemplu. Bun, nu avem alte reviste în România care să susțină tipul acesta de critică de artă. Din nou, într-o dimensiune tehnică, pentru că eu cred, exact așa cum spunea doamna Runcan, cred în exercițiul critic mult mai amplu, mult mai extins. Eu sunt teoretician al artei. Tipul meu de activitate deja presupune o dimensiune critică. Bun, revenim acum din nou la ecosistem. În momentul în care nu ai astfel de publicație în care să practici meseria, aceste publicații nu creează ele însele un public al lor, un network. Din moment ce nu există astfel de publicații, bineînțeles că meseria, profesiunea de critic de artă dispare în cazul dramatic sau se estompează sau devine extrem de marginal. Bineînțeles că lipsa fondurilor pentru a susține astfel de publicații importante și da, o revistă care arată bine e atractivă și este importantă. Și așa nu publicul merge să citească cu plăcere articolele cu pricină. Dacă nu ai așa ceva, ce faci? Încerci să migrezi în online. Și sunt mulți critici de artă din România, păstrând proporțiile lumea criticilor de artă este foarte mică, dar dintre ei sunt mulți care au migrat online și au construit bloguri, dar, din păcate, nici acestea nu au fost capabile să creeze o afluență de public în așa fel încât tipul acesta de activitate să fie una sustenabilă. Sunt câteva proiecte de blogging de critică de artă în zona de artă vizuală foarte interesante, dar, cum spuneam, niciunul dintre aceste proiecte nu a fost sustenabilă, pentru că e muncă voluntară în spate. Deci tu, ca critic de artă, nu să-ți găsești resursele ca să întreții o astfel de activitate. Și doi,
degeaba nu avem tipul acela de trafic real, de trafic online, care la o adică să fie transformat în bănuți care intră în contul titularului de blog. Și acum, ca să încheiem cu zona de Facebook, sunt foarte mulți critici de artă faimoși acum. Referința pe zona de arte vizuală este Jerry Zoll, critic de artă american, care a migrat pe Facebook, a migrat pe Twitter, are extrem de importante pentru a-și dezvolta proiectele lui de critică de artă sau chiar proiecte educaționale. Dar, sincer, este doar o formă de comunicare, un conținut mult mai bine elaborat, care de regulă se petrece tocmai în reviste sau în publicații extrem de serioase, care ajung să fie archivate și, da, intră în biblioteci. Păi, cred că m-a spus mare rație, cam asta e. Și ce se întâmplă înspre partea de filme, poate cu un pic de nuanță, ce spuneam eu, în sensul în care aici nici nu se aleg în principiu, pentru că încă o dată, mi se pare foarte contextual. În momentul în care vrei să te profesionalizezi, și asta e între termenii foarte, foarte importanți pe care îl puneai în discuție, asta e treci printr-o școală de film, acolo unde este filmologie, ca la Cluj din 2001 sau nu știu de la cât timp, București, și de acolo încolo, ai cam două căi. Poți să încerci să rămâi în facultate și atunci ești încurajat mai degrabă să scrii texte care o să ajungă la 15 oameni, poți să faci între timp să scrii din pasiune, să ajungi, dar de obicei asta e povestea, că există timpul alegerea asta pe care ai de făcut. Adică scrii în stilul ăla universitar, faci cercetare, sau îți faci blogul tău, care la un moment dat merge după ciclul vieții tale. Am o grămadă de oameni care au avut primul copil, s-a dus blogul. Se întâmplă viața. Bun, acum, legat de Facebook și de dilema asta, pe mine personal mă ajută. Adică în sensul în care te face să te gândești că e cineva acolo care vorbește, care te scoate un pic din zona asta de a fi precis și foarte, foarte, foarte clar. Apreciez foarte mult și asta. Numai ce mi se pare mie, dacă vreți, o observație care am prins-o inclusiv dintr-o carte a dumneavoastră, cea despre critica din anii 50, e că critica profesionistă de foarte multe ori nu are emoție în ea. Precisă, e profesionistă, dar lipsește foarte mult emoția, partea personală, pe care o vezi pe partea de Facebook, poate și prea mult. Nu știu, cumva undeva între astea două, aici nu pot să am o pretenție, nu pot să fac o distinție care e mai bună între cele două. Cumva, îmi place ideea asta de zona de blog în care poți să exprimi. Cumva, îți creezi propriul tău public, propriul tău limbaj, ce chestie bună, cu un pic de profesionalizare, cred că ar trebui să fie foarte ok. Dar este sustenabil? Asta e întrebarea mea. Bineînțeles că se poate, putem profesionaliza inclusiv, nu? Tipul ăsta de practică online. Dar cât de sustenabil este dacă nu avem alte tipuri, nu, de organizații, de instituții? Cinema magazine and other magazines were very well financed. Da, cred că nu e răspuns la chestia asta, sustenabil. Nu există un răspuns. În primul rând, nu există un răspuns unic. Dar, sincer, nu cred că e sustenabil. Mă rog, sunt blogări inclusiv care se ocupă de teatru. Cunosc și eu două cazuri care trăiesc de pe urma acestei chestii more or less. Există bloguri care sunt bune, care sunt foarte literarocentriste, dar care au și rubrici de teatru și de film care sunt foarte bune. Bucharest, de exemplu, dintre situațiile de genul ăsta, dar pe de altă parte, oricât de bun tiraj de public ar avea, tot n-au ajuns să fie suficient de profitabili ca să aibă, oameni specializați pe scrie unul și același om ca la moară, tot. Știți, ca pe Eminescu, ziarul Timp.
Nu știu, nu cred că există răspuns precis la asta cu sustenabilitatea. Probabil că, sau, mă rog, cel puțin din punctul meu de vedere, mie mi se pare foarte ciudat că nu există reviste de cinema. Foarte ciudat. Adică ceva mai viu decât revista Cinema din 63 până în 89, chiar în puțitul de 89, cu toate paginile de început în care trebuia să plătești tribut la sultan. Da? Aia a fost o revistă absolut extraordinară, a fost o revistă de respirație. N-a existat o revistă de tip academic pentru film, s-a înființat film, s-a desființat, iar s-a înființat, iar s-a desființat. Dar pentru marele public a fost o revistă care se rupea din mâine, adică am avut, maica mea și-a făcut abonament la revista Cinema în 63, săptămâna în care a apărut. Și l-am avut până în 89. Și probabil și după aceea, că va mai dura până când a dispărut. E de neînțeles chestia asta, pentru că public de cinema e mult mai de cinema când zic... Nu de cinema, să nu. Public de film e mult mai mare decât public de teatru sau de arde vizuală, deci evident ar fi cititori. E de neînțeles. O singură observație aici, și revista Cinema și revista... în alte contexte, erau extrem de bine finanțate. Asta trebuie să menționăm, de ce era întrebarea mea legată de sustenabilitate. Tipul acesta de publicații niciodată nu vor supraviețui fără sprijin financiar din partea unor organizații, stat, autorități locale, naționale, etc. Deci aici cred că ajungem spre problema de fond în ecuație, pentru că ajungem, nu, la acest tip de problemă. Avem finanțare, avem organizații, instituții capabile să finanțeze, să-și asume astfel de publicații sau contexte în care să se petreacă critica de artă. Eu cred că aici e problema. Din acest motiv mă îndoiesc profund că zona de blogging, vlogging sau alte maniere online de lucru vor fi sustenabile, pentru că niciodată zona culturală nu este o activitate profitabilă. Doar dacă migrăm spre practici artistice, spre forme de artă, pe care noi le numim generic comerciale, nu? Cum la Joker merge toată lumea și eu mă duc, nu? Și voi vă duceți. Bineînțeles, tipul acela de formă de artă e una orientată spre un public larg, un public de masă, și bineînțeles că se le autosusține. Dar dacă vorbim de practici artistice, tu le spuneai elitiste sau sugerai că pot fi numite așa, eu le numesc avangardiste sau neoavangardiste, sau cu atât mai mult practicile artistice care presupun o abordare critică. Ceea ce, de exemplu, face, nu, prin multe din proiectele sale, Reactorul. Tipul acesta de practici artistice nu vor avea niciodată un public masiv, cu atât mai puțin critica care le este lor dedicată, nu va avea acel public pentru a se autosusține. Și da, ajungem, cum spuneam, la problema spinoasă a acestui tip de finanțare. Acum, în timp ce spunea, era on the roll discuția asta despre sustenabilitate și finanțare, mă gândeam că e o problemă extrem de acută, având în vedere că vremurile noastre și societatea noastră, în mod particular românească, este extrem de ahtiată momentan după privatizare și după externalizarea acestor tipuri de activități, nu știu, de la cele culturale până la cele care privesc educația și sănătatea. Și mă întreb în ce măsură, nu știu, publicul sau alegătorii, că toți suntem în contextul ăsta istoric, să-i zicem așa, pot să ceară de la instituțiile statului, de la politicieni, să țină cont de faptul că nu poți să faci
producție artistică, neajungând la critică sau începând cu critica. Nu poți să, nici producție artistică să faci dacă nu există o susținere financiară susținută și constantă din partea instituțiilor statului, pentru că, nu știu, proiectele de finanțare de la bănci sau proiectele de crowdfunding pot să existe o perioadă sau pot să existe din când în când sau în funcție de cât de mult se suprapun interesele artiștilor cu ale donatorilor și finanțatorilor. Și atunci și partea asta de reviste, de critică, cumva sunt de acord că ar trebui să fie susținute de niște fonduri care să încurajeze atât producția de calitate, cât și cumva creșterea activității esteia. Pentru că, în mod evident, dacă s-ar plăti, poate s-ar specializa, nu știu, mai mulți oameni, sau dacă s-ar face într-un fel extrem de calitativ, s-ar cumpăra. Pentru că există cazuri în care se fac reviste mișto și se vând. Doar că, din păcate, întâi trebuie să se facă cu bani privați sau de pe la bănci, ca apoi să se facă eforturi să fie vândute. Anyway, trecând de această reflecția mea, voiam să revin un pic mai ales pe partea de teatru, la doamna Runcan. Care e situația actului critic? Că cumva cred că la început ați pus accentul mai mult pe nivelul ăsta așa al țării și poate puteți să ne spuneți dacă există niște diferențe pe partea de teatru și de critică maghiară și română și, nu știu, a fost un moment în care a fost mai multă critică decât acum? Ce s-a schimbat? De ce acum nu mai este? Având în vedere că de câțiva ani buni trăim într-un oraș în care se produce semnificativ mai mult decât în alte orașe și Clujul, cred că a fost în barometru cultural și pe primul loc la vitalitate culturală, care presupune mai multe lucruri. Dar totuși, având în vedere contextul ăsta fructuos de producție, de ce lipsește actul critic? Actul critic lipsește în primul rând pentru că lipsesc spațiile. Dar el nu chiar lipsește și nu lipsește. E mai, da, e mult mai puțin vizibil decât era în urmă cu câțiva ani. E infinit mai puțin vizibil decât era în urmă cu 30 de ani. And I'm not nostalgic. Bank financed projects or crowdfunding founded da, adică, cum să zic eu, tinerețea mea, erau critici de teatru clujeni care erau aproape la același nivel de autoritate la nivel național cu aia, cum să zic eu, Matu Salemi de la România Literară. Ion Cocora era care a lucrat până la pensie la Tribuna, era cineva care bătea toată țara, scria în mod constant și la revistă și la ziar despre spectacole locale, dar în același timp făcea și eseuri de sinteză, scotea și un almanah, că era moda asta almanahului ăsta mai ascuns după almanah, că acolo mai apăreau chestii aproape necenzurate în almanahul, în care s-a chemat Gong, foarte bun. Ca să dau numai acest exemplu, ca să mai vorbesc de faptul că are, nu știu câte cărți privitor ca la teatru, nu, volumul 1, volumul 2, volumul 3, care sunt
istorii vii ale teatrului românesc. Genul ăsta, în primul rând, genul ăsta de autoritate treptat în istorie, în general, care e un lucru foarte explicabil, toată societatea s-a democratizat în general și relația cu critica more abundant? What has happened? Mai au crize de-astea de where there's a lot of production in Cluj, produces a whole lot more than many other cities in Romania. Pe de altă parte, cum spuneam, adică dacă scrii despre ei că în seara asta n-ai fost pe faza aia, so given this very bountiful production și evident context, au gura mai mare decât tine. Why is the critique still missing, still lacking? Prima și cea mai importantă explicație este că nu există spații. Nu mai există spații și nu mai există un interes și uite-te că până și Claudiu Groza a migrat la Oradea și după ani de zile în care treptat, Claudiu Groza fiind un critic foarte bun, un produs al școlii românești, școlii clujene de critică, foarte competent și treptat s-a retras în curatoriat, mai scrie așa în primul rând pentru că și-a pierdut el încrederea în impactul pe care îl pot avea. Nu, critic de teatru care și-a făcut mai multe culegeri de cronici, nu scrie de la începutul anilor, nu, el a terminat în 95, cred, în prima promoție de teatrologi după reînființarea școlii de la Cluj. Și scrie de atunci, adică nu, încă din studenție, din Echinox. Pe de altă parte, sigur, asta, cel puțin de la o anumită vârstă încoace, e și un proces de uzură a criticului de teatru, nu toți rezistă. Nici actorii nu rezistă toți pe scenă. Unii se mai duc și la să crească albine, adică mai fac așa alte lucruri. Și e o muncă rutinardă și de la un moment dat încolo, faptul că ai văzut atât de multe teatru și trebuie să vezi atât de multe teatru și ajunge să producă anumite tipuri de idiosincrazie și poate că e și sănătos să te tragi puțin în spate, să iei aer și să regândești. Problema din punctul meu de vedere este aia că nu există platforme pentru critici tineri. Noi am ținut revista care se ocupa de teatru și de film și de artă plastică și mai reușeam să găsim câte un student sau un masterat chiar și de muzică. Din 2004 până în 2011 n-am mai... a fost un chin și nu era decât un semestrial, adică scoteam patru numere pe an manifestul. A fost un chin foarte fericit, a fost foarte bine, s-au specializat tot felul de oameni care sunt în tot felul de locuri în momentul de față. Dar după aia nu mai întâmpla nimic, au încercat colegii mei să facă niște platforme online și funcționau așa, un an, doi, câtă vreme se făcea un mic grupuleț de 3-4 oameni care să susțină teatru și film. Normal fiind școala de teatru și film. Era despre asta. Cum plecau ăia, cădea tot în baltă. Cred că aici e de lucrat în primul rând la coagularea unor echipe care să vrea să facă asta și să o facă bine, dar nu este un efort legat doar de scrisul de cronică. Și nu e un efort legat doar de faptul că tu școală străduiești să produci oameni competenți și din ce în ce mai profesioniști, să-i trimiți plină țara și Europa de training-uri, de profesionalizare, unele mai bune decât altele. Și
cum să zic eu, tot timpul suntem bombardați cu, cu invitații de felul ăsta pentru studenții noștri. Lucrurile cred că țin de un efort mai amplu. Pe de o parte care ar ține de politici culturale, adică totuși mediul teatral din România ar trebui să devină conștient că fără critică și fără istorie teatrală se sinucide. El prin ori mediul teatral din România nu este conștient de lucrul ăsta. De la vârf la bază. Când zic de la vârf, zic de la vârf. De la Teatrul Național egal uniter. Care își ține Muzeul Teatrului Național, comorile Muzeului Teatrului Național, în cutii de carton, în debaral. Și nu le expun. Va face 9 săli cu care nu are ce face. Din acest punct de vedere, cred că lucrurile ar trebui totuși să putem mai amplu și cu niște politici culturale, cu asta, cu finanțările. Aici e cu dus întors. Nu știu în ce măsură știți, dar din 2012 încoace, Uniunile de Creație, la presiunea președinților Uniunilor de Creație, a reușit să obțină prin lege finanțarea cu 100% până la 100% a principalelor reviste bunicuțe, alea tradiționale. For a while it was really good, but then everything else was dead. Some of my colleagues tried to set up online platforms. They would last for one or maybe two years, just as long as there were three or four people revolving around it to write about film and theater. Bine, și ceea ce s-a întâmplat a fost să creeze o întreagă mișcare generațională care este anti. I think we should work on, o să ziceți, nu e antifinanțare, e anti teams who really want to do this, o instituția kind of respectivă. Kind of job and do it well. Da, dar într-un sens sau altul lucrurile astea sunt unele în altele. Pentru că o finanțare asigurată creează într-un sistem de piață ca al nostru, dacă e integral asigurată, creează automat niște sinecuri care nu mai au de-a face cu onestitatea critică. Una era pe vremea comuniștilor în care totul era finanțat de stat. Și alta este în acest moment în care nu ai creii stat și de restul muriți. We need și cultural policies. Misiunea este puternic anti. Aici the environment in Romania should become aware of the fact that in the absence of critique and theater history, it basically commits suicide. Nu, vreau să se pare foarte interesant. Nu știu cât de la curent sunt oamenii din sală cu, nu știu, care sunt platformele actuale sau care sunt oamenii publici care scriu sau fac critică de artă din Cluj sau la care ne putem referi, nu știu, în momentul în care vrem să ne informăm pe domeniul ăsta. Și asta voiam să vă rog și pe voi să ne spuneți. Așa, pornind de la situația generală, dar cumva foarte, foarte particular. Există oameni la care ne putem referi sau nu există? Sau dacă nu există, 2012, Creation Unions managed to obtain finance. Există, dar aceștia nu se manifestă pentru că tocmai nu avem aceste platforme în care ei să fie așa. Și încă o observație, zona de visual arts, zona mea profesională, în continuare artiștii au în primul rând nevoie de platforme de afirmare. Nu avem o populație de artiști importantă și ei în primul rând au nevoie de asta. Și atunci, bineînțeles că nu discursul critic va fi sprijinit primul atâta timp cât nevoile sunt cele de afirmare. Deci facem un self-assertion, vrem să ne afirmăm și într-adevăr sunt mulți artiști care au construit diverse recent, acum din nou mă refer la ultimii doi ani, să spunem, au construit diverse platforme tocmai pentru a arăta
arătat, ce tip de practici artistice dezvoltă. Deci, din acest motiv nu putem spune, în schimb, că avem platforme critice, bine, în sensul din nou, și de dimensiune de informare, adică descriere, dimensiunea de judecată estetică, dimensiunea axiologică, etc. Deci, asta, nu așa că să vedem filmul cum să. Aici eu am gândit-o mai lacună lingvistică, pentru că există care se cheamă FilmTet, nu știu dacă apare în print, dar platforma există, probabil că pe zona asta există mult mai multă activitate. Acum, pe partea asta, nu știu exact, cred că poate ar trebui să zic că în Cluj, dacă există critici care știu vreo doi oameni care scriu blog, cam asta funcționează. Și în rest, nu știu, se învârte ideea că, până la urmă, e cool să fii critic de film în Cluj din cauza a două evenimente, cel puțin asta e versiunea mea subiectivă. E un palm d'or din 2007, după care, dintr-o dată, apare nevoia asta de specialiști care se explice ce naiba se vede acolo, care e povestea, ce n-am văzut eu și eu și au văzut aia. Și apoi e festivalul, e TIFF-ul, care face, cumva, dă o platformă de exprimare unor critici care și din Cluj și din București poți să-i numeri, poți să fii mai, poți să zici ceva mult de acolo, mai mult de dincolo, dar asta se întâmplă o dată pe an, când apare aperitivul, acolo se scrie un regim din ăla de muncă foarte intensă și care te scoate din niște pentru câteva zile și după aceea se duce chestia asta. Mai mult de atât, cred că exemplu, dar de dumneavoastră, nu știu, bine, asta mi se pare, pe la urmă, tipicul, nu prea pot să mă gândesc că există sau un fel de cădere a timpului să mă gândesc care ar fi viitorul. În principiu, dacă ai un om cum povestea de umanită, să ai un om care să aibă pasiunea, care să țină pe oamenii acolo, să sacrifice pe la urmă orele de timp liber, să stea să-i bată la cap ăștia pe care scriu. Să vină cu al treilea draft, după aia cu al patrulea, în loc să zicea, ok, asta este, pe treaba ta, nu-i numele meu. Și există ori versiunea asta și dacă se mai... Sau cea în care ai pe cineva care e mecena, de patrulea și atunci poți să aduni niște oameni, efectiv, să vânezi oameni care-ți competenți. Chestii care, din câte știu, nu totuși, au fost cei ani despre care povesteai, cei 3-4, câți au fost? Cam 4, cred. Dacă mi-aduc aminte bine cu Artactul, care își crease un public al lui, își crease inclusiv dinamici furibunzi, cel puțin în materie de teatru. Chiar mi-aduc aminte de un articol apărut pe blogurile de Varu, în care noi astea, criticițele, eram... Nu eu am inventat cuvântul ăsta, autorul lui eram acuzate, înfierate că am scris la Artact Magazine, adică era ceva de rău că ai scris la Artact Magazine. Doar că, zbura banul, a zburat și Artactul, s-a ales praful, adică... Da, cred că asta cu mecenatul, asta cu mecenatul merge prost pe această linie a publicațiilor. Și din pricina că, iertați-mi judecata clasistă, noua clasă de putere economică este analfabetă funcțional din punct de vedere cultural. De cele mai multe ori. Adică, cum să zic eu, am alergat după, cum să zic, toate tipurile de bănci din Cluj, în Cluj funcționând cea mai țapănă bancă din România, dar ani de zile n-am primit niciodată niciun leu pentru manifest. Niciun leu. Am primit de la Puteanu, de la Dizel, dar nu de la bancă, adică... Artact managed to create its own audience. Spectaculos, exact. Even o finanțare întreagă de număr, a dat Puteanu.
Da, e ciudat. De asta, cum să zic eu, de asta eu sunt chiar apreciez inițiativa de radio. Și revista arată minunat, e mai mare plăcere să o citești. Where we, da, the sunt de acord. Female critics, as the author called us. Ce mai ar mai fi interesant de vorbit și aș vrea să vă întreb cumva, poate și părerea personală în raport cu chestia asta, dar și o reflexie pe tema raportului dintre actul critic și artele contemporane cu subiecte și abordări politice. Pentru că suntem și la Reactor, care are o serie de spectacole care sunt încadrate în categoria teatrului politic. Există nu știu, lucrări de artă vizuală care sunt vădit poziționate de către artiști ca fiind politice. Și atunci, care, cum vede fiecare dintre dumneavoastră acest raport? Inclusiv, nu știu, un fel de crossover așa între analiza critică, analiza politică a artei politice sau analiza nepolitică a artei politice și tot așa mai departe. Intercalarea asta dintre arta politică și critica de orice fel. Cum o vedeți, cum o apreciați? Which is why I do appreciate the initiative of BRD Bank. Nu știu, aici, ceea ce cred eu e că, din fericire, dar încă o tendință oarecum timidă, critica de film e mult mai politică decât filmul care se Another interesting topic adică... would be the following. Maybe you can give us your personal opinion. Da, numai că, nu știu, din punct de vedere, mai interesant ce citești textul decât să vezi filmul, poate, nu știu. Uite... Bun, o chestie foarte specializată, dacă vreți. Asta se întâmplă, pe de-o parte, pentru că obișnuința aia de a avea, o critică care urmărește critica asta autoristă, Reactor, și regizorul care face și drege și mare și tare, a început un pic să fie abandonat pentru alte teme, pentru alte abordări, pentru oamenii au început să vadă că, uite, there is visual art există that conținutul, există sistemul ăsta de valori care intră în filmele astea, care so, reflectă foarte bine in this context, societatea în care trăim. How do you see this relationship? Ca și idee, care o să pasez mai departe, ce mare, mergând mai departe legat de povestea cu filmul de artă și cu filmul comercial, mai simplu să spui, filmul de artă e interesant, filmul comercial îl lăsăm pentru alții. Și mi s-ar părea mie interesant și aici, non-political analysis of political art and so on and so forth. Da, de poziții politice. Și încă mai sunt, acum încep oamenii efectiv să ia filme din astea care spop, să uite ce anume e în ele. How do you see it? Cumva, pe scurt, e mult mai interesant să vezi politic un film de la Marvel, care are acolo integrat tot felul de chestii, decât să vorbești o grămadă despre viziunea estetică a nu știu cărui și cărui regizor. Și cumva, sper că să fie multe direcțiile care se merge. Acum, cum ziceam, deocamdată film politic e atât de firav, adică, nu știu, eventual, film politic pe stil anticorupție, cum a spus, de ceilalți de Giurgiu, mod, am vrea de răgumire, a apărut anul ăsta, care are un pic de critică din asta, hashtag Me Too, înainte să existe mișcare, ce interesant de văzut din perspectiva asta. Dar mai degrabă, nu știu, să apară filmul politic, să ziceam. People are focusing on content, on the values that appear in the films. Spunea deja mai devreme doamna Runcan, criticul de artă este în primul rând un reper, un regulator pentru câmpul artistic. Evident, în zona de arte vizuale, arte contemporană at large, unde avem practici artistice politice orientate social-politic, bineînțeles că și aici avem nevoie de critici de artă. Există poate și o tendință, o numesc
minoră a artei critice care vrea să se sustragă critici. Există și acest paradox, apropo, nu, de faptul că nu avem film politic. Din păcate, poate exista și acest tip, nu, de impunitate, arta critică, de multe ori susținând, demersul noi e un critic, deci nu e obligatoriu să mai vină încă un metal layer, un strat ulterior care să critique demersul respectiv. Deci obligatoriu ca orice tip de activitate, orice tip de practică artistică trebuie să avem această dimensiune critică și asupra artei critice. Avem în zona de artă critică, pe zona de artă vizuală, în Cluj, bine reprezentată. A menționat mai devreme revista Ideea, nu, care susține bine, prin publicații, traduceri, prezentări de proiecte artistice, susține tipul acesta de practică artistică sau rețeaua Transit, nu, unde din nou avem proiecte artistice foarte, foarte bine susținute, prezentate, etc. Dar, bun, în sensul de critică a criticii, a artei critice, bineînțeles că există astfel de texte, dar, din nou, neavând acele publicații despre care pomeneam mai repede, aceste practici profesionale sustenabile, nu putem vorbi, nu, de o dimensiune, cantitativ vorbind, o dimensiune importantă a acestei. Thus, a politically critical or politically engaged type of art will try to elude the critique. Acum, no, dacă extindem an extra layer, a meta layer of critique. Ar trebui, avem inclusiv film politic de dreapta. But in fact, we need this critical layer. Și nu de azi, de ieri, de imediat după Revoluție și încă se mișcă și în ziua de azi. Da, nu asta, voiam să zic că Criga de teatru din România, așa cum se petrece ea, în ultimii 30 de ani a evoluat în tot felul de direcții și e bine că în tot felul de direcții, că nu, nici înainte de 90 nu eram toți la fel, cu atât mai puțin s-ar justifica să fim în cor în ziua de azi. Dacă înseamnă a evoluat în tot felul de direcții, cum să zic eu, asta e o judecată foarte personală. Eu însă practic am trecut prin tot felul de faze de mutare, exact într-un fel sau altul, dependente de felul în care a evoluat conștiința politică și cetățenească a fiecăruia dintre oamenii cât de cât cu carte ăia pe care îi cunosc eu din țara asta, pentru că cum să vă zic, adevărat este că noi la 1990 eram în zero cultură politică, aveam niciun fel de cultură politică. Niciun fel de cultură politică. Pe aia pe care ne-o băgau în cap o refuzasem by default încă de pe vremea școlii și alta am nefăcuse. Așa că era firesc să mi se pare că tot ce zboară să mai. Și eu am fost captivă, de exemplu, în primii 4-5 ani de acest miraj al marelui, al teatrului de export, al marelui teatru românesc, care ajunge în străinătate și toată lumea zice, wow! Până în ziua în care, la un moment dat, cam prin 97-98, probabil că și din pricina că, în sfârșit, mai ieșisem și eu pe afară, mai văzusem cu ce să mănâncă, am revelația că reacția asta de wow era echivalentul uite, mamă, dinozaurul e viu. Adică noi vindeam afară ceva absolut și noi și rușii. Adică, și era mare competiție între noi și ruși. Vindeam afară ceva ce la ei dispăruse de 20 de ani și acum era teatru din anii 60, începutul anilor 70, suprafinanțat ca la domnul Purcărete, cu 200 de figuranți pe scenă,
decoruri din alea uriașe de trebuia să iei transatlanticul ca să le cari peste canalul Mânecii și toată lumea era fericită, zicea, băi, nu se poate, ia uite că încă se mai poate ceva așa de frumos, care era într-adevăr foarte frumos. Și a fost un șoc, pentru mine a fost un șoc. Momentul în care am avut această revelație a fost un șoc. Alți oameni încă mai trăiesc unii dintre colegii mei sub acest miraj și în ziua de azi și așa arată și nominalizări. By default. Nu vreau să spun că oamenii nu meritau să fie celebri în străinătate, nu asta, sper că m-ați înțeles, că nu vreau să dau în proprii mei colegi artiști, ci să explic fenomenul. Ca atare, conștiința noastră a devenit treptat altceva. Și acum eu trebuie să mi-asum propria mea conștiință și să zic că ea a devenit încetul din ce în ce mai de stânga. A devenit din ce în ce mai de stânga pentru că în primul rând pentru că am avut percepția și eu și regretatul meu soț undeva în jurul anilor 2000 că între ceea ce se petrece pe scena românească și ceea ce se petrece pe uliță, nu mai e nicio legătură. Inclusiv în situațiile mele artistice fericite în care câte un mare artist consacrat încerca să vorbească despre fenomenele care se petrec pe stradă. Mi-aduc aminte, de exemplu, despre o mare montare a lui Tocilescu la Teatrul Național cu o scrisoare pierdută care se petrecea toată în curtea cu teren de tenis a unui magnat de băneasă. Inclusiv în situațiile alea, limbajul cu care se făcea spectacolul era un limbaj tot de la 1970 toamna, ca atare n-avea niciun soi de impact și nu aducea un alt public în primul rând. Conserva același tip de public. Ori, practic, nouă asta ni s-a părut atunci un fenomen totalmente nesănătos, care rupe relația vie dintre ce trebuie să fie teatru și ceea ce se vinde drept teatru. Sigur, mulți dintre colegii noștri de generație au sărit la bătaie atunci și au zis, vreți să distrugeți teatrul meu? Inclusiv am avut niște studenți care au zis chestia asta. Undeva prin 2004-2005. Dar nimeni nu vrea să distrugă nimic. Adică, interesant este că nu numai criticii de teatru din generația făcută în anii 90 au venit în marea lor majoritate pe același tip de Weltanschauung. Așa, o chestie asta, da, de perspectivă. Ci și treptat unii din criticii de generații mai apropiate de mine și de noi au început să perceapă că ceva se întâmplă în lume. Ceea ce s-a întâmplat în lume, în primul rând, au fost câțiva artiști de vârste diferite, de la Ina Nelega la grupul Drama Acum, care au avut acest curajul, ca să, în primul rând curajul într-un mediu completamente ostil să preia dimensiunea socială, ziceau la început că mai toată lumea se temea de cuvântul politica de dracu, că era de pe vremea comuniștilor și pe urmă. Deci, cred că critica de teatru trebuie să facă critică. Ea trebuie să aibă perspectivă critică. Nu este perspectivă critică fără perspectivă politică. Cine vinde zarzavatul ăsta nu l-a citit nici măcar pe Hegel. Îl vinde drept Hegel. Dar e semn clar că nu l-a citit. Adică nu există chestie. Nu există. În momentul în care, sigur, sunt mulți dintre criticii celebri din România de vârste
mature, sunt supărați pe noi că distrugem teatrul de artă. Pe noi și mai ales pe mine, pentru că eu chiar am zis pe gura chestia asta. Că nu distrugem teatrul de artă, distrugem concepția românească despre teatrul de artă. Concepția românească despre teatrul de artă este aceea că teatrul e un templu, un spectacol de teatru se poate conserva într-un borcan și pune la Antipa, cu tot cu autorul. Nu? Da, păi nu, nu. Autonomia esteticului este o barieră de corali care trebuie protejată în timp ce bariera de corali moare pe secundă ce trece. Ea trebuie protejată, neatinsă de nimeni. E ca la mănăstire, adică e sfânta sfintelor. Ori, asta e o gândire de secol XIX, blocată într-un proiect care a funcționat politic în România. A funcționat politic ca opoziție la regimul propagandistic, dar care acum nu mai are cum să funcționeze, că n-ai la ce să te opui. Din acest punct de vedere, protejând autonomia esteticului, domne, așa a zis autorul care... Da. Deci, cred că treaba criticii este asta clară. Clar. Chiar când nu vrea, tot o face, dar o face de pe partea ailaltă, de la mănăstire. Adică... Foarte, foarte așa ilustrativ mi se pare finalul ăsta. Vreau să vă întreb dacă vreți să mai adăugați ceva, pentru că dacă nu vreți, atunci aș ruga oamenii din public dacă au careva comentarii sau întrebări la adresa invitatelor și a invitatului să fie curajoși. Generations, some of the more recent generations started realizing that something was going on. Vorbește-te, rog, something was going on in the world. And what was going on in the world discuția was the fact that there were a few artists of various ages, Irina Nelega, for instance, la o parte. And the drama group, nu... Nu s-a venit cu soluții, s-a vorbit despre ce am putea noi face cei acum aflați în facultate, mai ales în facultatea aceasta de teatru și film, ce am putea noi face ca să schimbăm acest lucru? Ce părere aveți? Vă rog, adică dacă aveți soluții sau idei crețe fiecare, să le aduceți pe rampă. Theater critique has to be critical. Cred că trebuie să scriem mult și să creăm spații pentru expresia criticii de artă, spații serioase, pline de umor, catchy, dar serioase. Cum spuneam, nu cred că este vorba de, în acest moment eu sincer, nu mai cred că e vorba de supraviețuirea criticii de teatru sau criticii de film sau criticii de art. Cred că e vorba despre supraviețuirea artelor, deci despre un restart al poftei de a citi critica, de a te confrunta cu critica. Lucrurile astea se pot face foarte complex, pot face, cum să zic eu, dublând de exemplu o revistă cu podcast, cu o serie de podcast, întâlniri, interviuri cu artiști, lucruri la care oamenii cască gura, se uită, dar în același timp se joacă și monastery. This kind of thinking is very obsolete. It's a 19th century kind of thinking, and it's stuck in a political project that used to work here in a to exist in Romania, in fact.
It used to work as an opposition to the political regime, but now that we no longer have to oppose that kind of regime, which no longer exists, it's useless. So I do believe that the critique has to be critical. De acolo vine a doua bifurcație. There was a very good ending, I think. If you have anything else to add, feel free to do so. If you don't want to add anything else, then I would like to ask the audience to see if they have any questions or any comments about our debate. Maybe they have questions. Please don't be shy. Până când poți să faci chestia asta profesional, bine să-l faci. Please don't forget to use the microphone. Răbdare. Well, the whole debate revolved around the fact that la urmă, cu fatalismul de care vă zic, the art of critique is put aside nowadays. Da, și eu mă gândesc really cumva la partea asta de soluții și mă întreb dacă că na, uneori ți se întâmplă lucruri, dar uneori dacă nu ți se întâmplă lucruri, poate poți să faci să se întâmple. Și e adevărat că nu, adică nu poți să faci să scrii, de exemplu, texte sau să publici texte toată viața pro bono, pentru că nu-ți permiți mod evident, dar în sensul ăsta mi se par facultățile tocmai mediul potrivit în care dacă există, nu știu, o chestie pusă pe rol, care este menținută cumva la nivel instituțional în mod evident, fie de organizațiile de studenți care se transmit din generație în generație, fie profesori care se ocupă constant de asta și sunt dedicați. Cred că poate să existe tot timpul un fel de, deși sună îngrozitor că zic tocmai eu asta, cred că poate să existe tot timpul un flux de oameni care să fie interesați și dispuși să scrie texte și să alimenteze cumva curentul ăsta. Adică nu cred că ar fi primii oameni care ar încerca să publice texte sau să întrețină o platformă sau să facă un podcast sau să facă orice chestie din asta din bani proprii sau fără bani sau cumva. And you can do this in a very complex manner. For instance, we could supplement magazines with podcasts, we could have meetings and interviews with artists, all sorts of things, things that people come to and are interested in. Bariere rigide între ceea ce poate fi artă sau ceea ce poate fi o piesă bună. But things that are also critical and analytical at the same time. I think din cauza asta we could do mai this, but the important thing is to un curaj adevărat al criticilor în a scrie, în a crede cu adevărat ceea ce cred despre o piesă. Dar acum e foarte greu să zici, chiar și la nivel individual, zici unui prieten, ți-a plăcut piesa sau nu, zici, mă, nu mi-a plăcut but din cauză că... I will try and answer anyway. Și altcea intervine, celălalt zice că n-ai înțeles, poate, sau... Și for instance, there are magazines, there are school magazines and university magazines. If there isn't such a magazine, then maybe people can try to work and build. Mulțumesc pentru întrebare. Cu siguranță în zona de artă contemporană, nu din de la începutul secolului al XX-lea, dar mai ales de anii 60 încoace, avem de face cu acest fenomen, nu de extindere continuă a limitelor conceptului de artă. Evident, arta contemporană, artele vizuale devin din ce în ce mai integrative până ajungem, nu, la dificultatea de a spune ce e artă și ce este non-artă. Categoric, mișcările interne ale artei determină, într-adevăr, o marginalizare a poziției criticului de artă, pentru că nu mai avem norme, nu mai avem reguli după care să spunem ce e artă, ce nu este artă, unul la mână, doi la mână, ce este artă bună și ce este artă proastă. Categoric, când ai de-a face cu acest tip de fenomen, nu, de transformare și expandare continuă a limitelor artei, ce te faci ca și critic de artă? Acum îndrăznesc totuși să revin la prima întrebare cu acordul
celei care a formulat-o. Eu nu cred că noi ar trebui să dăm soluții. Bineînțeles că avem o expertiză, doamna Roncan a spus splendid ce poate fi făcut. However, I see universities and faculties as the right and the proper environment to do that, to do voluntary work. Dacă vreți să mai adăugați despre, dacă mai poate exista critică. Student associations, they can be protected by and coordinated by other students and professors. Foarte pe rezumat. And I think we can maintain this kind of flux of people who are interested in writing. Interested in writing and in maintaining this trend. Asta o idee foarte confuză, pentru că procesul de democratizare a actului cultural este un proces care este reglat de piață. Știți? Adică banul vorbește ca pe Broadway. Și pe Broadway banul vorbește, dar și critica vorbește. Și critica poate să-ți omoare inclusiv un remake even when you talk to a friend, it's very difficult to state your opinion and say why you liked or didn't like the play. And when you say you didn't like it, maybe the other person will say, well, maybe you didn't understand it. Și so this doi could be quite demoralizing to a critic as well. Sunt sub nivelul. Măi. Adică totuși criterii există, mai există normative, asta e adevărat. Criterii există, criterii de profesionalitate a actului, criterii de adevărare la nevoia socială, criterii de diferențiere estetică între un spectacol și alt spectacol și așa mai departe. Între plaja lui de impact și plaja altă. Deci, e nevoie de lucrurile astea și cred că nu numai că e nevoie, cred că e sănătos, sănătos social să aibă cine să le spună. E foarte adevărat că dacă te uiți iarăși la statistică, dacă te uiți la statistica croincilor, eu citesc croincă de teatru, foarte multă croincă de film, dar croincă de teatru, tot ce prind. Tocmai pentru că nici mai puțin. Dacă te uiți la statistica croincilor de teatru, then what do you do as an art critic? Where care do you stand? Apar. And I would like to go back to the first question. E foarte ușor să vezi că peste 70% din producția teatrală de întreaga țară e complet neacoperită critic. Splendidly, but I believe that it's complet. You adică nu are parte nici măcar de o cronică în viața spectacolului respectiv. Mai lungă sau mai scurtă. Would you like to add anything else? De ce? Pentru că, în primul rând, criticii de teatru nu au vreme să mai scrie despre tot ceea ce văd, ei fiind foarte puțini. În al doilea rând, yes, pentru că criticii de teatru preferă să tacă decât să spună acest spectacol este prost. Și conservă cum să zic eu, neuronul și integritatea fizică pentru a spune acesta este un spectacol prost cu blândeț și cu argumente atunci când e vorba de mari investiții, de spectacole de mari investiții. Și deci preferă să tacă. E interesant că ăsta e un an important, cred, cel puțin în viața mea de cititor de cronică de teatru, în care sunt cel puțin 3 sau 4 mari spectacole de investiție, nu mari spectacole, făcute de statui de asta umblătoare, care n-au beneficiat de mai mult de 2 sau 3 cronici tot an. E un semn. For the professionalism, deci, judecata critică bine intenționată, bine intenționată și profesionistă, e timidă, e timidă, e speriată, sau n-are timp, n-are timp.
And so on and so forth. Pentru că nu, de exemplu, există critici care sunt asumate de direcție, cum e Ioana Stoica, care vede de toate, dar scrie numai despre unele, alea care intră pe felia de interes. E normal, e și el un om liber. If we take a look oricât de profesionist ar fi, mai poți scrie despre tot. Și producția teatrală e atât de mare, nici n-ai cum să o vezi pe toate. Deci asta aveam. Da, cred că eu ca om care aș scrie poate vreodată un text despre un spectacol, am și eu această dilemă dacă, care sunt parametrii, pot să zic eu că asta e așa sau asta e așa, dar partea bună e că la sociologie am învățat că cumva nu există corect sau incorrect până la capăt despre nimic și poți oricând să vorbești despre o producție artistică fără ca să zici că e bună sau e rea, că e proastă sau e de calitate. Cumva poți să te expui sau să te uiți dintr-un anumit unghi la un spectacol sau o expoziție sau un film fără să-i dai un verdict, să zici, bă, ăsta e prost de Doamne ferește filmul ăsta sau spectacolul ăsta. Poți să faci o critică și pozitivă și negativă fără ca să dai judecăți. Very gently when there is heavy investment in the respective play. Asta e părerea mea, vă rog. Critics prefer to keep silent. Which is interesting because we trebuie live in să dea context, trebuie să dea critica verdict heavily financed plays, theater plays. This plays had at most two reviews the whole year. Nu spuneam despre plăcutul personal, dar about the whole situation. Da. Professional critical thinking is extremely shy. And is quite scared. A spus doamna Runcan că teatrul românesc se sinucide dacă nu acceptă critica. Și vreau să întreb acum pentru toți trei. Vreau să întreb în ce măsură de ce e nevoie de critică? E pur și simplu asta e întrebarea. De ce avem nevoie de critică? Plus there's so much production, theater production that you cannot cover. În domeniul respect, domeniul dumneavoastră. Radu, da. Would you like to also add something? La mine, ok. If I were to write în extremă, ar zice că dacă facem experimentul ăla social cu dacă mâine se evaporă toți criticii, ce se întâmplă? Nu, mare lucru, cred. But the good thing is that at the faculty of sociology we learn that there is no good, chiar nu cred că se întâmplă foarte, foarte mare lucru. O să apară alții eventual. Pentru că inteligența și nevoia de a discuta despre dacă mai există arte, de a discuta despre chestia asta nu dispare. Cum, dincolo de chestiile astea, nu știu, acum depinde ce sunt toată lumea să facă un critic pro. Un critic își zice părerea aia de afară de la țigară, dar o zice mai structurat. Cam asta e tot. You can analyze it without saying that. Da. Așa. So we can talk în about a theater play or a film without necessarily dacă passing. Dacă reușești ceva foarte bun, la un moment dat poate să devină un essay foarte bun. Ceva care să te învețe cumva și cum să scrii, cum să poți. Are you saying that the critic has to give a verdict? Is that so? I wasn't talking about dar personal likes and dislikes. Cum în fiecare cred că există orgoliu ăla că poate, dar Mrs. Runcanu was saying șansele sunt mici pentru. Dar, dincolo de chestia asta, nu știu, poate că e pur și simplu ideea asta care e acum să poți să începi o conversație, măcar atât. Adică să arăți că eu, subiectul principal din cutare cutare film, poți să fie pentru arte, pentru teatru, e ăla de fapt, e despre, știu eu, despre putere. E despre faptul că oamenii se duc la muncă să fac un film ăla, e despre ceva care e important în momentul ăsta, pe care trebuie să critics, fac. Poate atâta, lansez un subiect de conversație și dacă nu merge, e ca la țigară afară. The answer is
Bun, într-adevăr, întrebarea e imensă, putem lua încă de la capăt dezbaterea încă o dată. Dumneavoastră, în Aruncan, ați pomenit de lupta artiștilor, comunităților artistice românești, nu? De păstrarea autonomiei imediat după 90, tocmai că artiștii nu doreau să fie asociați cu tipul de regim politic pe care îl experimentaseră. Dar știm cu toții că procesul istoric a fost altul. Din renaștere încoace, artele au încercat să se autonomizeze, adică să se rupă de puterea religioasă, puterea politică. Și asta e contextul în care apare critica. Asta să nu uităm, nu? Vorbim de secolul al XVIII-lea. Atunci apare critica dată și care este funcția ei primă? Este cea de mediere între artiști și public. Asta trebuie să o reținem în mod clar. Pe urmă, cea de-a doua funcție a criticului de artă este cea pe care deja doamna Aruncat splendid a enunțat, cea de regulator al câmpului profesional. Fără acest tip de, cum să-i spunem, nu antidot, sau, în fine, o instanță care vine și spune, se întâmplă așa, se întâmplă așa, avem acest sistem valoric, nu avem acest sistem valoric. Și apropo, Marina, ca și critic de artă, obligatoriu îți asumi o poziție axiologică. Nu ai cum să fii critic de artă neasumându-ți o astfel de poziție. Că noi nu vrem să fim judgmental în lumea contemporană, e partea a doua, dar fără judecata profesionistă nu ești de fapt critic de artă. Și da, deci asta e esențial, nu? Felul în care ne autoreglăm ca și câmp profesional, pentru că trebuie să știm înțeleg că probabil că pare scandalos așa și exagerat această judecată a mea că teatrul se sinucide fără critică, dar cred sincer în ea. Pentru că critica de teatru este și un dezvoltator și un conservator în același timp. În sensul bun al cuvântului, conservă lucruri. Eu pregătesc acum, de exemplu, o conferință la Târgu Mureș în decembrie despre dimensiunea arhivistică a criticii de teatru. Pentru că atunci când la început, în 2015, când scriam critica de teatru în control, la un moment dat, citind critica de teatru din România, din Franța, Marea Britanie, din Statele Unite, plus că am avut revelația că partea asta axiologică este evident cea mai fragilă și asta se pierde cel mai repede. Ceea ce rămâne din cronica de teatru este, în primul rând, capacitatea descriptivă a criticii de teatru și despre asta nu mai vorbește nimeni. Despre calitatea scriturii, care face din critică o parte a artei în orice tip de artă s-ar manifesta. Ia, sunt critici de teatru cu artă, ăia care nu par sterilizați. Știi? Și sunt critici de teatru care sunt foarte buni critici de teatru, dar n-au talent. Și atunci, degeaba că în calorie justă, că vreme nu ia atrăgătoare și argumentativ convingătoare, hai să nu uităm totuși că istoria culturii unei țări cu o istorie culturală așa de scurtă ca a noastră a stat pe unii unor critici care erau și scriitori unii dintre ei, dar erau și critici în același timp, până când a venit școala de la Iași și Titu Maiorescu, care avea un talent literat nemaipomenit. Și nu, asta într-un fel sau altul a structurat lucrurile la momentul respectiv. Și mai avem puzderie de exemple până la nu idolatizare.
idolatrizarea prelungită și ușor pernicioasă a lui Călinescu. Iar și un uriaș talent. Very good. Să scrii despre ceea ce ai citit, că ți-a plăcut, că nu ți-a plăcut, despre asta mai nimeni nu mai vorbește, despre talent, despre faptul că e nevoie și de talent și că talentul ăsta se dezvoltă în fel sau altul și prin expunerea la spectacol, dar în primul rând history in Romania stands on a handful of critics, de asta zic că writers, but critics as well. Da, în primul rând, e o funcție sanitară. Titu Maiorescu and the school of Iași. And Titu e urât had a când great zici cuvântul sanitar. Că te gândești la sanitarii păduri, așa, la lupi sau la peștii sanitare. Da. Dar we e o funcție sanitară, pe de o parte, și pe de altă parte, e această dublă acest balaur cu două capete care este unul care conservă și ala care dezvoltă. Dacă nu e nimeni care să aibă distanța necesară și să prospecteze încotro să duc lucrurile, eu nu spun că ele nu se vor duce, dar ele vor avea tentația să se supună funcțiilor de piață. Să se compacteze către pulsiunile de piață, care sunt foarte puternice, care sunt normale, pe de-o parte, dar care sunt și extrem de periculoase. Pentru că în loc să dezvolte capul destinatarului, blochează pe destinatar în aceleași formate care devin la nesfârșit. It also preserves and helps develop. We need people to notice where things are headed. Dezoi ridicol să vorbești despre toleranță între cele două spații. Of course, things will despre creșterea, anyway, toate teoriile astea, creșterea spațiului de dialog, de fiecare dată doamne se ceartă pe Facebook, zic, doamne, nu știi să dialoghezi, dar nu se uită niciodată la, cum să zic eu, non-verbalul, conținutul în verbalul lor. Fac analiză retorică. Analiză retorică, uite, este o dimensiune care nu se produce în România. Nu se produce academic. La voi, la școală. It's ridiculous to talk about tolerance seri between the two environments. La voi, la școala voastră, ar trebui în Occident acolo, la antropologie, la de-astea să începe ca să înveți ce să citești pentru un text. De asta ziceam, adică poate că exagerez și nu să simt o citere, dar nici bine nu e. Știi? Adică nu e bine. Sigur. There's one thing that no one does in Romania. Mai devreme ați menționat că depinde de noi și de generația noastră pentru a reînsufleți critica. Dumneavoastră, de ce credeți că este nevoie ca noi sau o persoană de vârsta noastră, de ce are nevoie să devină critic și ce decizii ar trebui să facă pentru a putea deveni unul? Romanian theater doesn't commit suicide because of a lack of criticism. Un tutorial despre cum să faci. But what is certain is that it's not thriving either. Primul lucru, trebuie să ai de-a face cu artă. Nu are sens să vorbim despre cum să faci un critic fără să dezvoltăm o relație cu artă. Depinde, bine normal, de forma de artă pe care o vizăm. Dar asta e primul lucru și eu întotdeauna asta le spun studenților mei, prieteniți-vă cu artiștii. Dacă vrem să fim critici de artă, în primul rând, trebuie să ne împrietenim cu artiști. E primul lucru, e igiena elementară, pentru că trebuie să ai ceva ce să critici, să înțelegi ceea ce critici înainte de a o face. Pe urmă, Marina, cred că înțelegem diferit conceptul de a te împrieteni. Nu înseamnă că nu suntem devenim prătente ca taramă, nu? Dar trebuie în sensul de familiarizare cu această lume profesională și cu acel tip de profil. Pentru că, să nu uităm, la propriu e și eu
o dimensiune emoțional-psihologică. Dacă suntem critici de artă, nu ne criticăm munca unor artiști. Și asta, eu cred că niciodată nu trebuie să uităm și să înțelegem ce muncă depun artiștii în spatele a ceea ce Marina, I think our concept of becoming friends or befriending is quite different. You don't have to become friends for life, but at least become familiar with this world, păi, with this professional world and this kind of profile, the artistic one. Dacă plecăm corect, plecăm de la faptul că ne interesează să facem asta pentru că ne place. The work ne place artists, nu să ne... Never forget noi ce ne place câmpul. Always bear in mind that problema de bază este să-ți placă foarte tare câmpul, adică să vrei acolo, să vrei în expoziție, să vrei la concert, să vrei la cinema, să vezi mult. Deci, well, if we start primul from the lucru este ăsta de expunere a ta. We don't like to be exposed necessarily, but we like the field, right? So this sigur că intervine și școala, tipul de școală pe care îl faci, pentru că lucrurile aici, cel puțin în cazul României și nu în cazul României, sunt destul de diverse. Dar cred că dincolo de școala pe care o faci, ca atare, de aici mai departe înseamnă informare. Formarea ta ca... Well, of course, the school is also very important, the kind of school you go to. Foarte puternic, dependentă de felul în care te-ai format tu pe tine în câmp. Deci, ce pui pe lângă lucrurile la care ești, ce citești, ce bază teoretică ai. Aici lucrurile sunt destul de fine, pentru că materia de teatru... cel puțin asta este, o dau ca o părere. Eu cred că niciodată teatru nu a fost, n-a referențiat doar la teatru. Adică, niciodată cultura teatrală a unui critic nu bun, a unui critic de teatru bun, nu se rezumă doar la istoria teatrului și la estetica teatrului și la teatru e legat de toate alea. Teatru e legat de ultimele trenduri în scenografie, în IT, nu în video mapping, e legat de orice. Rely on și the history of theater and the aesthetic of theater. Deci, cred că e un proces în care te și autoformezi, te încarci, sunci ca buretele. Lucruri, sigur, că, în primul rând, profesionale, da? Și de jur împrejur. Și asta, aici, prietenii mai complicat, mai ales în școlile de teatru, ești prieten toți cei trei ani de zile și so poate că mergi și mai departe așa, la master și pe urmă. It's a walk, awkward position, like să zic așa. Making friends, dar cred că da, da, idea, cel puțin în materie de teatru trebuie să fii foarte acolo și uite, mă uit și la studenții mei, cei care au făcut teatru în liceu sunt mult mai avantajați decât cei care n-au făcut teatru. Pentru că știu cu ce să mănâncă, știu care e curtea, care e grădina. Cum să zic eu, au fie și instinctiv, neteoretic, niște date de... My students, for instance, are the ones who did drama lessons in high school are better. I mean, it's much better for them because they know what to expect. They have learned the ropes, so to speak. They even have certain techniques and bodily techniques that help them in the university as well. So it plays to their advantage to have had such drama lessons. Da, o perioadă de legătură cu câmpul foarte strânsă, so it's good e foarte to go and see maybe theater rehearsals. Pe de altă parte, probabil că e și nevoie să and even go on stage, why not? Stai că altminteri, există și riscul ăsta de a deveni, avem critici foarte buni în România, de exemplu, so și care țin, care în timp s-au transformat cel puțin în cazul unora dintre artiștii scenici, în critici de curte.
nu știu dacă sunt foarte conștienți ei de chestia asta, dar critici de curte, care nu ar să spună niciodată despre un spectacol al artistului pe care l-au urmărit, că e prost. Și nici măcar nu ar să tacă, că mai bine critics, faci, da? Când e prost. Ceea ce nu e bine, adică e, cum să zic eu, e contraproductiv. E contraproductiv pentru tine, ca so these critics will never say anything bad about când an artist that they are following. Sau cel puțin eu cred în această etică, adică trebuie să fie totuși. Which is really not good. Da, să încurajezi. I mean, it's counterproductive. Da, să nu dai cu barda. It's counterproductive for you as a critic. Cu toate că, sigur, că și textele polemice și au și ele hazul lor. Dar să nu dai cu at least this is my perspective. I think dar, there needs da, to be să evaluezi. Nu cred că se poate să mă evaluezi. Of course, și dacă te trebuie să nu evaluezi și evaluarea ta iese din text ca transpirație. That's not good. Prin felul în care ai pus, ai construit fraza. Prin don't felul be care violent ai pus adjective. Your criticism. But you adică also need to evaluate things. Deci, basically, e o muncă ca orice fel de muncă. And even when you're trying not to evaluate nu serios, adică, theater play, nu e nimic. Your personal evaluation still transpires from the way you phrased your arguments and the words you used. No, I think it's a kind of work, a job like any other, honestly speaking. Că mai funcționează undeva în lume chestia. You need to prepare asta. Criticii and sunt work o elită, a lot. Știi? As for the elitist thing, sincer, elite, nu cred. Elite, nu cred că mai funcționează. Nu cred că mai poate funcționa într-o lume ca noastră. Aia e altceva. This idea that critics are an elite still stands. Bine, acum, termenul de elită este anacronic, cu siguranță, dar haideți să, în loc de elită, să folosim experți și eu cred că da, se încadrează fără doar și poate în acest tip de... But de clasă let's use profesională, another word and say expert. Dar eu sunt fumătoare și Marina, te întreb, mă gândeam, oare când ne lași să fumăm? You know, I'm a avem smoker, un foarte, and I was wondering, Marina, when can we go fost, and smoke a cigarette? Nesimțit din partea well, we have a very curious audience, and it wouldn't have been care, very nice dar, to interrupt poate, them. Poate e bine să ne apropiem but de final. Indeed, dar maybe it's să time zic, to draw to an end. Eu sunt foarte pentru și foarte cu amândouă mâinile, cum s-ar spune, pentru critica asumată. Nu asta intenționam, ci doar voiam să zic că oricare dintre asumări kind of criticism. Atâta timp cât nu știu, stai cu toate argumentele și ființa ta e kind of are, nu știu cum să zic, dreptul la existență, dar trebuie da, legitimitate, dar critica well. Evident că trebuie să fie asumată. Deci dacă citiți so critică, priviți-o ca atare și dacă critic, scrieți, faceți-o așa. Am învățat invitatele și invitatul nostru de astăzi. Mulțumesc tare mult pentru că ați fost aici, atât publicului cât și dumneavoastră, și să ne mai vedem. Thank you to you, the audience, and thank you to our guests. See you soon.